Așa. Doamna Brigitte, că îi plac buzele tale. Doamnă, domnișoară, îmi face și mie. Am vândut-o. Uite, mi-a dat-o mie. Mersi, da. Ia, ține-o colea, ține-o colea. Să-mi faci o poză. Dai să-mi dau și o mască. O să-mi zici că nu vrea să facă. Face, face, bre, face. Vrei să fac o poză. Doamna Brigitte, faceți o poză, vă rog. Cu domnul. Vino să faci o poză. Să nu zici că nu vrea să face. Doamna Brigitte, o poză, vă rog. Cu dumneavoastră. Nu făcea cu mine, lasă, nu vrea, gata, nu mai face, 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 domnul. Nu, că dacă nu vrea, că nu face, bre, face, cu domnul. Las. Poate vii la spital acum. Ce credeți? A trecut o femeie pe stradă și tot o lăuda pe Brigitte, că e frumoasă, că nu știu ce, tot spunea că suntem frumoși împreună, tot. Și bineînțeles, dacă nu eu, cine putea să-i ofere o înghețată? Și ce credeți? Era înghețata lui Brigitte, tu mai mâncase ură din ea. De asta s-a supărat Brigitte. Am o înghețată la femeie, că n-aveam, că Brigitte punea înghețată și muncea. Adică nu puteam să-i pun altă înghețată. Femeia se grăbea. Și am luat înghețata și am dat-o la femeie în mână, da? A venit femeia aia și l-a umflat un pic, a zis că el este pastrame, este nu știu ce. Și imediat a dat orice a avut la îndemână. Înghețata mea, Florine. Chiar așa? Dacă cineva îți suflă în coarne, dai înghețata soției tale? Pe bune, Florine. Chiar nesimțit, mi-a dat înghețata la omul de pe stradă. Eu nu accept așa ceva. Chiar nu mă interesează așa ceva. Să-l umfle pe el, să se dea el mare. Nu mă interesează, mie nu-mi plac chestiile astea. Foarte nesimțit. Deci nu e normal așa ceva, dacă mai vreodată mai faci chestia asta. Deci, în primul rând, iei mâncarea mea și o de la alții. Nu e normal. Am un singur fix cu mâncarea. Nu e normal. I-a dat înghețata mea începută de lună la o femeie de pe stradă. Pe bune, am să-mi țin înghețata. Asta să nu dați la telefon. Nu e normal! Și mai mă pune să-și fac poze cu aia, pe bune, după ce când mănâncă înghețata. Nu-mi place, sunt niște chestii la care o țin. Nici nu mai am chef să mănânc o înghețată. Mamă, și ce remarce a făcut femeia când a văzut că nu mai vreau să fac poze cu ea. Chiar n-aveam nicio treabă cu ea, doar că mâncase înghețată, probabil femeia nici n-a știut. A spus că mă așteaptă la fundeni. Doamne ferește să ajung eu la fundeni. Vezi, uite. S-a umplut imediat aici. Mă pune să dau înghețată pe la copii. Ok, mă pui să dau înghețată, zic, ține-mi înghețată, mâncam din ea, mâncat o gură. Mă trezesc de la femeia de pe stradă care l-a umflat pe el. Păi eu plătesc să mă umfle pe mine lumea pe stradă? El plătește să-l umfle lumea pe stradă, asta mă enervează. Și să curată. Mai așa mișto după ce mâncai înghețata. Mai așa mișto. Hai pe bune. De ce n-am vrut să fac poză cu femeia de la înghețată? Păi după ce mi-a mâncat înghețata, mai trebuia să fac și poză cu ea. Pe bune. Păi fac poze cu tine dacă vreau. Nu mai cumpăra la loz în fix să fac poze cu tine. După ce că mănânci înghețata. Așa a făcut întotdeauna. Întotdeauna m-a dat chestiile mele. Să-l umple pe oameni. Mai aveți sucuri aici? Mai aveți? Păi să mai desface, să mai puneți. Mai aveți? Nedesfăcute? Ia aveți.